Să luăm din nou scripturile și să observăm din ele și apoi din realitatea prezisă de ele o vreme care face parte din categoria vremurilor grele. Vremea lui Lot sau vremea Sodomei, vremea răului în iminența sfârșitului. Lot a trăit în Sodoma, acea zonă care a cunoscut o a doua stricăciune de proporții după vremea potopului. În așa fel încât Dumnezeu a fost nevoit să nimicească nu doar locuitorii, dar să stârpească zona aceea și să facă din ea ceea ce este astăzi o mare moartă. Dar noi studiem vremea lui Lot pentru că Mântuitorul a prezis, și citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 30, că vremea aceea va reveni, dar de data aceasta va fi de o anvergură mondială. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Și versetul anterior ne spune, ca și în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, atât sub aspectele ei de acumulare a răului și a păcatului, cât și sub aspectul pedepsei. Cum a ajuns Lot în Sodoma? Amintiți-vă că el făcea parte din neamul lui Terah, era nepotul lui Avram și a plecat alături cu celelalte rudenii, așa după cum scrie în Cartea Genesa, capitolul 11, versetul 31, la pagina 12. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, norul sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. A fost un pas bun. Apoi scrie în capitolul 12, versetul 5, Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Știți că o parte din rudenii au rămas la Haran. După incidentul din capitolul 13, Avram și Lot s-au despărțit și astfel Lot, după o deplasare bună în Canaan, a făcut un pas greșit și s-a mutat în Sodoma, unde nu i-a fost deloc ușor și unde nu a sfârșit deloc bine. Așa cum scrie în a doua Petru, capitolul 2, unde este prezentată salvarea lui, dar vizând la felul în care și-a dus viața și la parte din familie doar pe care și-a câștigat-o, putem citi fără dubii că a fost o vreme nedorită, neplăcută. Scrie aici 2 Petru, 2 de la versetul 6, dacă o sândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, sunt un exemplu. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați. O viață de durere, de neplăcere, văzând starea de păcat de acolo. Citim totuși versetul 9 ca și un cuvânt prin care Dumnezeu, ca și principiu, s-a angajat și a realizat să-l salveze pe Lot și va fi gata să salveze și pe cei care trăiesc în asemenea vremuri. Versetul 9 înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelejuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Este aici și versetul 8. El apare în paranteză, asta înseamnă că nu este
în toate manuscrisele, în mod special în cele mai vechi, îl citim, este în context, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Haideți să privim la Sodoma într-o caracterizare și să vedem în ce măsură vremea noastră și perspectiva ei se aseamănă cu Sodoma. Mai întâi un cuvânt din cartea Deuteronom, capitolul 32, pentru a vedea originea spirituală a acestor vremi în care păcatul ajunge dominant. 32, versetul 32 și 33. Civița lor este din sadul Sodomei și din ținutul Gomorei. Strugurile lor sunt struguri otrăviți, bobițele lor sunt amare. Vinul lor este venin de șerpi, este o travă cumplită de aspidă. Sodoma este o realizare a diavolului, o sămânță demonică care a crescut mare. Dar de ce a fost Sodoma atât de atractivă pentru Lot? Pentru că, revenind la capitolul 13, unde el a luat contact cu Sodoma și unde a făcut mutarea, observăm că de la început, adică din momentul interferenței lui Lot cu ei, ei erau deja stricați. Așa scrie în 13:13. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Dar de ce s-a mutat Lot acolo? El a făcut-o pe motive economice. De aceea vreau să observăm fața economică a Sodomei. Pentru că exact așa este acum în vremea sfârșitului. Accentul cade pe problemele economice, pe bogăție, pe venit, pe prosperitate. Scrie în versetul 10 de aici, Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Nu era nevoie de irigații. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Beneficia de o așezare bună, de o climă bună, de prosperitate. Și pe acest fundal de regulă, de aceea și Mântuitorul spunea că bogații vor intra a nevoie în împărăția lui Dumnezeu, oamenii uită de Creator, de Dătătorul binecuvântărilor. Iată cum prezintă profetul Ezechiel în comparație cu Israel, dar în mod expre pe cei din Sodoma în capitolul 16 al cărții sale. Acea vreme și acei oameni. Versetul 49. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. Era îngânfată. Aveau motive, omenește vorbind. Trăiau bine. Aveau posibilități. Prezența diavolului se evidențiază în mod special prin mândrie. Apoi, trăia în belșug. Nu degeaba înțeleptul se ruga și a zis, Doamne, nu-mi da belșug, că nu e o stare propice neprihănirii. Și într-o liniște nepăsătoare, o stare de indiferență, ea și fiicele ei, și apoi nu sprijinea mâna cei nenorocit și celui lipsit. Aceste trei caracteristici erau foarte evidente. Îngânfarea, belșugul și nepăsarea. Nu-i greu de detectat că și astăzi aceste stări tind spre o culme fără precedent, spre un prag cum n-a mai fost atins în istorie. Dar vine și sfârșitul după toate acestea. Că Dumnezeu are o regulă, lasă păcatul să ajungă la culme, la o măsură a răbdării sale, la o vreme a harului său și apoi intervine în ziua mâniei și a judecății lui. Dar, deși erau atât de bogați,
Deși o duceau atât de bine din punct de vedere material, era totuși o zonă de instabilitate. O zonă care parcă profețea sfârșitul. Pentru că în capitolul 14 scrie despre un război pierdut de cei din Sodoma, Gomora și alte cetăți învecinate. Și scrie aici, de la versetul 1 până la 11, cum s-a derulat războiul. Eu citesc doar finalul, versetul 11. Biruitorii, Chedor la Omer și ceilalți, au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat. Tot ceea ce avea valoare și toate proviziile. Și i-au făcut robi. Iată că liniștea lor nepăsătoare, belșugul lor, s-a întrerupt dintr-o dată. În mod sigur și îngânfarea a fost plecată la pământ. Din mari bogătași, peste noapte au ajuns săraci, au ajuns robi. Să știți că așa este și lumea de astăzi. Deși oamenii sunt aparent bogați, mă refer la lumea vestică în mod special, un cataclism, un război îi poate aduce pe oameni la faliment. Pentru că bogăția este o stare vremelnică îngăduită de Dumnezeu, dar nu este o condiție sigură. Nu degeaba oamenii se asigură în fel și fel bunurile, viața, pentru că se tem de diferite posibilități de deposedare, de pierdere a avuției. Aici, din fericire, Avram s-a luptat pentru ei și a recuperat totul, pentru că scrie de la versetul 13 că cineva l-a înștiințat, a înarmat 318 oameni din casa lui, plus niște vecini, și versetul 15 consemnează și a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și a urmărit până la Hoba, care este în stânga Damascului. A adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot cu averile lui, precum și pe femei și norodul. Ei și-au primit averea înapoi. Deși împăratul Sodomei a zis către Avram că e suficient să rămână cu oamenii, dă lui averea. Dar Avram a spus în versetul 22, ridic mâna spre Domnul și jur, versetul 23, că nu voi lua nimic din ce este al tău. Nu cumva să zici, l-am îmbogățit pe Avram. În capitolul 19, versetul 28, scrie însă despre a doua pagubă și pierzare, când n-a mai fost recuperat nimic. Avram și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Așa se vor uita credincioși într-o zi de pe muntele împărăției lui Dumnezeu spre pământ. Și nu va fi decât fum și cenuș. Se va pierde pentru totdeauna. Iar Mântuitorul spunea în Evanghelia după Luca, capitolul 17, despre vremea aceea care vine și dacă vom fi în ultima generație, trebuie să ne așteptăm la așa ceva. Citesc de la versetul 26, unde vremea lui Noe, ca o culme a păcatului și cea a Sodomei, sunt prezentate împreună cu finalul lor. Ce s-a întâmplat în zilul lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilul lui Lot, se va întâmpla la Edoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Adică sfârșitul va fi surprinzător, năprasnic, o pierdere totală, definitivă. Nu va mai scăpa nimic, așa ca la potop și așa ca la Sodomă. Lumea bănuiește doar că ar fi ceva posibile, mutații în sistemul cosmic. Și chiar recent auzeam despre o planetă care ar fi cu o situație asemănătoare cu a Pământului și unde să ne refugiem peste câteva sute și mii de ani să scăpăm. Că posibil, gândindu-se el la teoria evoluționistă, că și aici viața a apărut la întâmplare,
uite așa o să se mute dincolo la întâmplare. Iată câtă nebunie este în lumea aceasta și câtă neștiință de planul lui Dumnezeu, că viața a apărut, așa cum zice în Petru, sub mâna lui Dumnezeu. Pământul a fost nimicit cu ape și apoi din nou va fi nimicit cu foc a doua oară, dar noi vom moșteni ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Dumnezeu să ne ajute să fim vrednici de aceste lucruri. Iar în Iuda, capitolul 1, versetul 7, din nou ni se spune despre pierzarea Sodomei, despre felul în care Dumnezeu a fost nevoit să acționeze și să aducă prăpădul. Tot așa. Adică, identic cum s-a întâmplat, cum scriem versetele mai sus, despre îngeri, despre evrei, sunt mai multe exemple de nimicire, când Dumnezeu a luat măsura ultimă. Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se deduseră și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. Acesta a fost sfârșitul lor și acesta va fi sfârșitul lumii. Deși tentația prosperității economice este puternică. Ei vor fi nimiciți și ceilalți au fost datorită păcatului și a stricăciunii ajunse la culme. Dar vreau să observăm că nu doar lumea riscă această sentință. Inclusiv creștinii, cei care sunt în bisericile Domnului, pot să ajungă în asemenea stări. Și pentru asta vă dovedesc din cartea profetului Isaia, capitolul 1, unde Dumnezeu identifică poporul său cu aceste situații. Versetul 10. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, poporul al Gomorii. Cu cine vorbea Dumnezeu aici? Cu Israel. Dar de ce le-a zis Sodoma și Gomora în loc să le zică Iuda și Israel? Fiindcă ajunseseră aproape în postura Sodomei și Gomorii. Exact ideea asta rezidă și din pasajul din Ezechiel, capitolul 16, și unde vom reveni pentru a citi mai multe versete. De la versetul 46. Sora ta cea mai mare, care locuiește la miază noapte de tine, este Samaria. Sora cea mai mică era Iuda, cu Ierusalim. Ea și fiicele ei și sora ta cea mai mică, mai mică decât ele, pentru că ele ajunseseră la o formă mai mare de stricăciune, mai multiplă, mai diversă, este Sodoma și fiicele ei și locuiește la miază zi de tine. Tu nu numai că ai umblat pe căile lor și ai săvârșit asemenea urăciuni, ca și cum atât ar fi fost prea puțin, ai fost mai stricată decât ele în toate purtările tale. Israelul a ajuns ca Sodoma. Spune apoi, la versetul 48, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că sora ta Sodoma și fiicele ei n-au făcut ce astfel cu voi, tu și fiicele tale. Iar amintiți-vă și de cuvintele Mântuitorului care spunea că pentru unii evrei va fi mai greu în ziua judecății decât pentru ținutul Sodomei și Gomorei. Iar versetul 50 scrie, ele, toate acestea, și toți care calcă pe urmele acestea și vor da naștere și va crește sămânța demonică, ajung în starea aceasta. S-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. Pentru că se pare că în istorie, atunci când stricăciunile, homosexualitatea a ajuns la culme, un fenomen de masă, oamenii ajung irecuperabil. Sunt stări despre care Dumnezeu a zis că nici porunci n-a dat să nu facă la gândul că e prea oribil și să pomenească porunca. De aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Și astăzi, pe lângă celelalte rele care se fac, pentru că există cât de cât un sistem de control, legi care condamnă furtul, chiar anumite expresii, blasfemii, calomnii, mai sunt incriminate de lege și stopate. Dar în ce privește urăciunile Sodomei, păcatele trupului, se dau legi în favoarea lor. E singurul domeniu unde legile ajută. În toate celelalte privințe mai sunt restricții. Dar în privința aceasta, din ce în ce, toate legile se suspendă. Ba încă,
Și aici vom vedea că este maximul de stricăciune, când nu doar le dă libertate să păcătuiască, când te forțează să păcătuiești. Dacă vă reamintiți, spunea unul din frații din America despre un caz din una din țările din Occident, când o fată, pentru că n-a vizionat și n-a frecventat orele de pornografie și de educație mai mult spus decât normală pentru viața de familie premaritală, nu a putut să absolve în toate privințele școală. Iată cum Sodoma își prefațează. Și am putea spune, în unele țări deja primele capitole sunt pe rol. Aceasta este o stare de păcătoșenie extremă. Este, și pentru asta vă voi citi și în Geneza 6, este aspectul sâlniciei. La versetul 11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie. Este o etapă că era stricat, dar puteau fi unii neprihăniți. Dar când a devenit plin de sâlnicie, nu doar că te provoacă la păcat, te forțează la păcat. Pentru că expresia sâlniciei de aici, din cât am studiat eu, are de-a face cu a te sili, a te forța să comiți păcatul. De aceea Dumnezeu a zis în versetul 12, când s-a uitat spre pământ și a văzut că orice făptură stricase calea. Scrie apoi versetul 13, Dumnezeu a zis, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de sâlnicie, ca și cum să evacueze orice este sfânt și Dumnezeu să anuleze. Chiar mă întrebam zilele acestea, religia în Occident încet, încet este scoasă și din școli, fie ea chiar sub forma catolică, tot mare o oarecare evlavie și frică de Dumnezeu. Crucile de dimensiuni mari au fost scoase. Anumite echipamente de ordin religios eliminate, dar în schimb se introduc în locul orelor de religie, se introduc ore, dar mult mai multe, pentru a învăța pe oameni stricăciuni trupești. Pentru a deslănțui o imoralitate fără precedent. E suficient să amintim de internet. Orice activitate economică, că acestea sunt valențele sodomice, prosperitatea economică și imoralitatea la culme, este însoțită de o reclamă imorală. Ele merg mână în mână. Iar în capitolul 19 avem un caz concret de sâlnicie. Geneza 19 de la versetul 11. Hai să citim în întregime de la versetul 4. Dar nu se culcaseră încă oamenii veniți la Lot, de fapt îngerii, și cei din cetate, rețineți, bărbați, tineri și bătrâni. Era o stricăciune fără diferențe între generații, cum mai este încă astăzi, că cei bătrâni au teamă de Dumnezeu și evlavie. Au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile. Orgii în masă. Au chemat pe Lot și au zis, unde sunt oamenii aceia? Scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Lot a încercat să-i lămurească. Într-un compromis, a încercat doar să salveze situația, reducând stricăciunea doar la un fenomen de curvie. Uite, vă dau fetele mele. Și scrie aici, de la versetul 9, pleacă! Au zis ei, omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul? Ei bine, o să-ți face mai rău decât lor. Și împigând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. Să nu mai ai posibilitatea în casa ta să trăiești liniștit. Să te atace mai rău decât în orice epocă primitivă. Chiar dacă ar fi să o luăm în conceptul lumii. Poate te ataca numai un hoț, îți lua bani și te lăsa să trăiești. Dar iată că în Sodoma te atacau să te provoace, să te silească să păcătuiești.
Dar bărbații aceia au întins mâna și au tras pe Lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa. Exact ce am citit în Petru, Dumnezeu știe să salveze din încercare. Ce mai putea face Lot aici? L-ar fi abuzat, probabil. Dar Dumnezeu vine la momentul potrivit. De aceea este scris în Evanghelii și în întreg Noul Testament că din pricina celor aleși zilele vor fi scurtate, că nimeni n-ar scăpa, că diavolul nu ar avea oprire în înaintarea păcatului, până ar forța să elimine orice formă de adevăr și de bine, să fie plin pământul de sălnicie și de păcat. Dar Dumnezeu este stăpân și scrie aici în versetul 20 al capitolului 18 că El a zis: strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu, incomensurabil. Atât despre caracterizarea Sodomei, vreau să ne uităm acum la raporturile lui Lot cu Sodoma. Revin la capitolul 13 al cărții Genesa, să observăm rațiunea lui, pe care am anticipat-o în introducere, cum a ajuns el acolo. Citesc de la versetul 11. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit unul de altul. Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Trebuie să recunoaștem că și noi, ca și credincioși, suntem tentați să ne întindem corturile, să ne extindem din motive economice, de a fi mai prosperi, mai bogați, chiar în anturajul celor vinovați, celor păcătoși. Pentru că astăzi, pe pământ, Sodoma nu e undeva localizată într-o regiune, chiar dacă în Occident lucrurile sunt mai avansate în rău. Răul se va răspândi peste tot. Dar există totuși opțiunea de a rămâne mai retras de stricăciune și de păcat și de a te înfinge tare. Hai să vă dau un exemplu. Într-un oraș mai mare din țară, un patron care avea multe secții de producție, de desfacere comerciale, a intrat în legătură cu biserica și a hotărât să se pocăiască. Și a dat anunț că vinde toată afacerea. Un alt investitor s-a interesat. De ce o vinzi? Nu-i profitabilă? Intri în faliment? Ai probleme? Și când a văzut cifra de afaceri record, profit mare, de ce o vinzi, băi? E ceva la mijloc, ești urmărit de lege? Și l-a răspuns: m-am pocăit. Firma mea este profitabilă fiindcă eu comit niște nereguli. Și astea nu mai sunt compatibile cu viața mea de credință. O să mă apuc de altceva, dar nu mai pot să continui asta. Dar dacă ai fi mânat de pasiunea lui Lot, rămâi în afacerea asta, care presupune un compromis mai mare. Dar tu îți poți zice: eu voi rămânea integru. Și a rămas în parte. El n-a fost întinat în mod total. Dar vă rog să mă ascultați la ceea ce vă voi citi din 1 Timotei, capitolul 6. Aici este tentația sodomică. La capitolul ban și avere. 1 Timotei 6, de la versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. S-a întâmplat așa cu Lot? O mulțime de chinuri. Își chinuia sufletul fiecare zi cu concetățenii săi. Aș spune eu, cu colegii de servici. A trăit trauma unei pagube enorme. I-au fost luate toate averile, le-a recâștigat.
În final a pierdut iară. Dar au fost legați de ele, că nu-i de mirare că nevasta lui s-a uitat înapoi. I-a rămas acolo averea, i-a rămas și familia. Și aici, la capitolul familiei, trebuie să facem mențiunea că după ce te implici, familia te leagă. Este exact cazul românilor noștri duși prin Europa. În proporție de 80-90% declară inițial, mergem, facem ceva bani și venim înapoi. Și așa gândesc, cum spun. Dar când intră societatea de acolo și copiii ajung la școală, se integrează, știu limba aceea, asta nu mai știu, copiii te leagă și rămâi în societatea aceea, vrând, nevrând. Cu asta nu vreau să-i condamn pe frații care s-au dus. Căci, repet, și aici, tot comunitatea europeană va fi și tot Sodoma va fi. Totuși, trebuie să fim atenți la încleștarea aceasta economică care își pune amprenta și în dorința de a avea mai mult și de a fi mai bine, ajungi rău de tot. Te poți pierde. Revenind la Cartea Genese și la aspectul în care familia te leagă, citez din capitolul 19, versetul 14. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui, de aceea ne trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din mijlocul acesta, că și Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește și nu au vrut să iasă. Nu știu exact, sunt speculații câți copii sau câți gineri, câți au fost în total membri în familia lui Lot, dar erau prea legați de Sodoma. N-au mai ieșit de acolo. Ba încă, aș putea spune că efectele Sodomei au rămas implementate în copii, în fetele lui și după ce s-a refugiat Lot cu ele pe munte. Pentru că scrie în capitolul 19, versetul 30, că el a locuit într-o peșteră cu cele două fetele lui, cea mai mare, a zis, cele mai tinere. Și cunoașteți episodul, nu vi-l mai citesc cuvânt cu cuvânt, s-a comis involuntar un incest, apoi încă unul, s-au născut două neamuri cu care Israel a avut de furcă toată istoria, în timp ce Lot, în inconștiența sa, a fost târât de familie. Și sub acest aspect, pentru ca să nu credem că nu există șansă să se iasă din impas, vă citesc ceva din cartea Rut, din capitolul 1. Trebuie să înțelegem ce a înțeles Avram și n-a înțeles Lot. Când e vorba să te pierzi, uneori trebuie să te salvezi chiar fără familie sau să te asociezi cu acei din familie care vor să rămână credincioși și sfinți, chiar dacă alții se vor pierde. Asta e o ultimă formă de plecare. Rut, capitolul 1, de la versetul 7. Ea, adică Naomi, a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Adică ea a fost conștientă că tot neamul le trage. Dar a fost o diferență. Orpa a fost trasă de neam, Rut a fost atrasă de credință. Despre una, ce s-o fi ales? Probabil s-o fi recăsătorit și ea, a sfârșit ca moabită și s-a pierdut. Cealaltă a ajuns o evreică de cinste, salvându-și sufletul. A plecat din țara ei fără neam. După cum i-a spus Dumnezeu lui Avram, ieși din neamul tău, din casa ta. Pentru că trebuie să admitem realitatea aceasta.
formele economice din vremea noastră îi vor subjuga pe oameni în așa fel încât pe unii vor desprinde de biserică. Și păcatul Sodomei, mai întâi sub fața lui economică, te îndepartă de Dumnezeu, de cele sfinte, de altarele lui Avram, de muntele casei Domnului, și a pus preocupat numai de muncă, de avere și de pământ. Iar pământul, lumea din jur, nu mai are Dumnezeu, înaintează vertiginos în păcate imorale, și astea încet, încet își pun amprenta pe cei care sunt mai slabi din punct de vedere spiritual. Lot a avut o oarecare spiritualitate din trăirea a câțiva ani cu unchiul său, dar copiii lui n-au mai avut-o. Că atunci nu era o biserică pe munte la unchiul Avram și să vină Lot și cu toată familia să se ducă. Era un alt sistem. Acum, i-am spus că nu vreau să condamn pe cei din Occident, măcar că unii, în mod special din America, s-au dus numai pentru prosperitate și își plâng morții. Citeam recent într-o carte despre un tată care a zis unui predicator: am venit în America să fac o situație la copii. Am vrut să le dau tot ce vor, exact așa îmi spunea unul din Grecia. Eu n-am avut și vreau la copiii mei să le dau cât vor ei. Și apoi a adăugat cel din Statele Unite: revin după ce am muncit în două locuri de muncă. Într-o zi, una dintre fiice mi-a lăsat un bilet și mi-a spus: m-am mutat la prietenul meu. Și la câteva zile, cealaltă mi-a declarat direct: nu mai stau la voi. Ceva gen fiul risipitor: îmi dai partea ce mi se cuvine, și m-am mutat. Și ziceau ei: plângem amândoi în casă. Pare mi se că erau și într-o zonă unde nu prea este biserică, nu prea sunt prea mulți români. Iată cum o aplecare după bogățiile Sodomei te poate face, privind la sfârșitul lui Lot, din punct de vedere spiritual, deși el nu aparținea Sodomei, să te afecteze în atât de mult încât să îți pierzi aproape toată familia. Și evident și-a pierdut și toată sau aproape toată averea, probabil o mai fi recuperat ceva aur, nu știu, nu sunt date detalii. Dar repet, și vreau să insist asupra acestui aspect, Lot din punct de vedere spiritual nu aparținea Sodomei. El n-a fost stricat niciodată. Se poate în condiții de stricăciune maximă să-ți păstrezi spiritualitatea. Haideți să ne uităm în capitolul 18 al cărții Genesa, cât de mult semăna Lot cu Avram. Domnul i s-a arătat la stejare lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis: Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogote pe lângă robul tău. Îngăduie să aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea voi vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Aceasta era educația avramică. Întorc pagina și citesc în capitolul 19. Doi din cei trei, Domnul rămăsese într-o prelungire a părtășiei cu Avram, au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Observați? Tot ce a făcut Avram, exact așa făcea și el. Și a zis: domnii mei, aceleași expresii, aceleași plecăciuni, aceeași dorință de a fi gazdă. Vă rog, intrați în casa robului vostru ca să rămâneți peste noaptea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață, vă veți vedea de drum. Versul 3. Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azim și au mâncat. Lot a fost un om credincios. Repet, în idee, recitind ceea ce am amintit la început, din 2 Petru, capitolul 2,
unde scrie în versetul 7, neprihănitul Lot. În vremea noastră sunt multe insinuări la adresa lui, că făcea glume, că s-a tot mutat până la poarta cetății. Eu nu știu exact ce atribuțiuni sociale a avut sau n-a avut el acolo. Dar din comportamentul lui este clar că el avea educația lui Avram, avea o trăire de neprihănire, fapt pentru care Dumnezeu l-a scăpat. Că Dumnezeu nu se duce să scape pe cineva doar că e rudenie cu vreun sfânt. Poți să-ți fie nevastă, spunea Mântuitorul vorbind în același context al unui sfârșit ca în vremea Sodomei, Luca 17, unul va fi luat și altul lăsat. Nu contează că sunt copii sau ce sunt. Lot a fost salvat prin neprihănirea lui. E drept că a avut un sprijin tare în Avram. Un sprijin direct și un sprijin indirect. Și aceasta rezidă din versetul 29 din Genesa 19. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot locuința. Hai gândiți-vă la ceva. Oare tot așa s-ar fi derulat lucrurile și dacă Lot n-ar fi sistat de înger să intre la el în casă? Nu știu. Dar ceea ce știu e că inima lui nu i-a permis, n-a fost liniștit, să lase să treacă pe lângă robul lor, cum zicea el. Deci cei credincioși sunt inspirați și știu când să se roage și știu ce să facă. Și au ocazia să acționeze în așa fel încât să fie salvați. Nu comit greșeli capitale. Știți ce i-a spus Ilie la Elisei? Dacă vei fi atent, vei avea parte. A fost Elisei pe fază? A fost. Dar alții care nu au fost credincioși au pierdut ocazia. Pentru ei spune Scriptura că va veni Mântuitorul ca un hoț și le scapă prada din mâini. Pentru Lot n-a venit ca un hoț. Păi l-a prins în formă bună. Așa să dea Domnul să ne prindă și pe noi. Într-un moment de spiritualitate, de neprihănire. Nici de cum într-un moment de compromis cu lumea aceasta. E drept că atunci era un sistem social diferit față de cel de astăzi. Dar și astăzi sunt ceva posibilități de separare, pe cât se poate. De exemplu, în Statele Unite de 40 de ani s-a scos religia din școli, dar există posibilitatea ca să îți înveți copiii acasă și să dea examene la sfârșit de an. De aceea recomandăm credincioșilor pentru vremea din urmă să se așeze la limita stricăciunii societății. Dacă vor exista astfel de posibilități și în țara noastră, să apelăm la ele. Să nu ne fie educați copiii în stricăciunea de acolo, nepoții sau în funcție de vârsta noastră. Dacă se poate să avem un loc de muncă care nu este supus unui compromis total și unei stricăciuni și cu atât mai puțin unor orgii imorale și stricăcioase. Sunt servicii unde e Sodoma în toată regulă. Și un credincios nu poate să-și desfășoare activitatea în acel loc de muncă. Trebuie să se retragă spre munte, poate chiar pierzând anumite drepturi și în final va scrie în cartea Apocalipsei că cei care nu vor să voteze, să se închine, să accepte semnul ultim al diavolului, nu vor putea să aibă anumite drepturi economice. Să știți că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, deși și-a ales partea mai slabă. A fost mai slabă, dar a fost mai fericit. A fost mai sigură, mai sfânt. Și chiar dacă am pierde în lumea aceasta, împărăția noastră nu este din lumea aceasta, este din veacul viitor. De aceea, nu cumva, presiunea economică, repet, cu asociere imorală, să ajungă să ne atace în așa fel încât să ne pierdem moștenirea viitoare. Vreau să mai privim, înainte de a trage două concluzii. În capitolul 19 se vede momentul ultim, cum a fost
evacuat Lot cu forța. Scrie aici de la versetul 15, când s-a crăpat de zi, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, oare de ce? Familia, averea? Bărbații aceia l-au apucat de mână, pe el, pe nevastă și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe. I-au scos și i-au lăsat afară din cetate. Într-un mod asemănător, spunea Mântuitorul Matei 24, că la sfârșitul veacului, îngerii vor fi trimiși să-i adune pe cei credincioși. Și trebuie să o gândim și pe asta. Muncim cu drag, ne bucurăm de ce avem, dar ne va rămâne în urmă și casa, și mașina, și averea. Și vor fi apucați de mână credincioși. Și le se vor da aripi. Și vor zbura spre o cetate de sus. Pentru că lumea va ajunge în final așa de stricată, încât Dumnezeu trebuie să o nimicească. După ce i-a scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Și în mod profetic se scrie mai târziu, aduceți-vă minte de nevasta lui Lot și niciodată să nu o uitați. De ce? Stâlpul de sare să rămână în memoria noastră pentru toată viața. Nu te uita înapoi la ce pierzi, la ce rămâne pentru foc. Ca nu cumva să n-ajungi să fii scăpat de foc. Știți că Lot a cerut să rămână în soare, s-a acordat hatârul acesta și spui scrie versetul 24, atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. Vă rog să mai rețineți o diferență între Avram și Lot. Avram scrie în Genesa 11, în Evrei 11, că aștepta o cetate care are temelii tari. Dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. S-ar putea, sub impactul stărilor de aici despre care am vorbit, Lot să fi cedat în parte din principiile lui Avram. Despre Avram scrie că și-a învățat copiii, despre Lot nu scrie. Așa scrie în 18 cu 19, căci eu îl cunosc pe Avram și știu care să poruncească firul lui și casele lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Lot n-a avut astfel de făgăduințe. Dar nu le-a avut pentru că n-a fost gata să se înscrie pe deplin în aceste condiții. Așadar, diferența, cred eu, este următoare. Au fost pocăiți și unul și altul. Dar au fost două feluri de pocăință. Unul a avut o pocăință mai lejeră, cu mai multă libertate, pentru familie. Celălalt a fost mai rigid, a fost gata să jertfească fiul la porunca lui Dumnezeu. S-ar putea uneori în vremea noastră să se considere că ne jertfim în ghilimele spus copiii, adică îi restricționăm, îi parolăm de la anumite lucruri, îi ducem pe munte cu noi la jertfă, îi legăm să fie ca o jertfă pentru Domnul, nu pentru a fi sacrificați și pentru a primi făgăduințe și ei, nu numai noi. Ca și copiii noștri să aibă parte de ce ne-a promis Dumnezeu nouă. Pe când în cazul lui Lot, n-au fost aceste făgăduințe. Dar n-a fost nici efortul necesar. Pentru că spunea Petru, Dumnezeu este nepărtinitor. Nu se poate la stări egale Dumnezeu să ofere șanse diferite. De aceea, luați exemplul lui Avram. Ca nu cumva să ne pierdem. Pentru că, în final, vreau să vă rețin cu două idei. Lot a avut o viață tristă și o mântuire fără prea mare răsplată. Adică, nici aici nu s-a bucurat de o împlinire totală, deși a fost pocăit. Nici dincolo nu va avea o răsplată bogată.
El a fost mântuit la limită, aș putea spune. Și referitor la aspectele acestea, vreau să vă citesc din a doua Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10, un cuvânt expre pentru vremea noastră. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra. În înaintașii noștri putem să-l socotim pe Avram. El a pus o temelie bună, a avut făgăduințe, o viață de credință. Dar fiecare clădește pentru casa lui, pentru el. Nimeni nu poate pune o altă temelie, adică nu există altă șansă, altă formă de mântuire decât prin Hristos. Da. Mai mulți rămân în Hristos și în pocăință. Dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o face cunoscut, că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Ceea ce scrie aici, cred, că se aplică la nivel de biserică, dar vreau să folosim textul acesta la nivel de familie. Noi clădim în viața noastră de familie. Ce vom clădi? Sunt și activități materiale, economice. Sunt și spirituale. Cum vom clădi? Felul în care vom clădi se va vedea dacă rezistă la foc sau nu rezistă. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dumnezeu i-a zis lui Avram, Geneza 15, eu sunt Domnul Dumnezeul tău și răsplata ta și foarte mare. Lui Lot nu i-a putut spune asta. Lot nu va avea o răsplată mare. Dacă lucrarea lui va fi arsă, el își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc, caz Lot. Mântuit la limită, ca prin foc. Cum vreți să ni se dea o intrare în împărăție, cum zice în 2 Petru capitolul 1, din belșug sau ca prin foc? Vedeți că într-o vreme ca lui Lot e riscul iminent al focului pierzării, dar este și riscul focului cine arde pe noi. Pentru că vremea influențează situația noastră și în mod special a familiei noastre. Și un ultim gând pentru Sodoma, pentru lumea aceasta. Rețineți, n-au fost în Sodoma de atunci nici 10 oameni buni. Mă gândesc că nu numai în Sodoma. În Gomora nu era nimeni. În Adba și Țeboim, nimeni. De-abia într-una din acele localități au fost 3-4, au rămas 3. De aceea au fost nimicite cu desăvârșire. Asistăm la o expansiune a răului încât există locuri unde nu va mai exista nicio sămânță dumnezeiască. Se vor pierde. Eu nu știu câte erau de răspândiți oamenii pe pământ pe vremea lui Noe, dar au fost neamuri întregi, fără ca nimeni să mai fie bun. Doar Noe și familia lui. De aceea Dumnezeu a fost nevoit, cum scrie în Geneza 19:25, să nimicească cu desăvârșire, pentru că nu mai era nimic bun. Era stricat totul în mod total. Pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ, că ce creștea pentru oameni a fost destinat. Și dacă nu mai era oameni buni, nu mai merita nici să fie ceva pe pământ. Noi purtăm o solie în vremea noastră. Trebuie să ne fie clar, ori pe cine am votat și orice ar fi, noi avem datoria să ne rugăm pentru guvernanți, să alegem rău mai mic, că binele-i cam pe sfârșit, dar trebuie să ne împăcăm cu ideea că omenirea se îndreaptă spre un final al stricăciunii și al pierzării, în care numărul celor ce vor fi mântuiți scade și fenomenul mântuirii devine din ce în ce mai rar. Am reținut o idee interesantă a unui scriitor, a unei cărți despre cartea Apocalipse.
Știți că unii spun că din Apocalipsa 4 până în 19 nu mai scrie nicăieri de biserică, în ideea că a fi răpită. Și respectivul spunea, uitați-vă, nu mai scrie de biserică, dar scrie de credincioși. Adică se pare că la nivel de organizații, în plan mondial și chiar național, pe măsură ce lucrurile se strică, nu va mai fi vreo organizație întreagă bună. Doar credincioși. Atât. Iar dacă nu vegem la nivel de familie, și din familie doar parte va fi mântuită. Asta este realitatea vremii lui Lot, a vremii sfârșitului, în care totuși așteptăm pe Domnul să vină cu îngerii săi și să ne scape. Domnul a rămas pe aproape la Avram, îngerii a trimis în Sodoma. Când vine Domnul, vine cu îngerii săi. După noi, să ne ducă să fim totdeauna cu El. Acestea trebuie doar să ne pună în gardă, dar și să ne facă să strigăm, vino Doamne Iisuse, că în lumea aceasta nu-i frumos și nu-i plăcere să trăiești. De aceea vrem să ne pregătim să trăim în împărăția Ta. Amin.